Echipa națională feminină de volei a României s-a calificat în finala competiției Silver League după ce a învins în ultimul joc din grupă formația Ciprului cu scorul de 3-0. Tricolorele, care sunt calificate și la campionatul european, au obținut a 5-a victorie din grupa A, din care au mai făcut parte Israel și Georgia. Singura înfrângere, 2-3, a fost înregistrată în deplasarea din Israel, celelalte jocuri fiind câștigate toate cu 3-0. Titulară în echipa României, Diana Balintoni, coordonatorul echipei lugojene de volei, a primit și banderola de capitan de echipă. La calificare în finala Silver League și-a adus aportul și centrul Diana Roman, care a evoluat în aproape toate meciurile din grupă. România a ocupat primul loc cu 16 puncte, urmate de Israel cu 14, Cipru cu 6 puncte și Georgia cu niciun punct. În finală, România va înfrunta câștigătoarea grupei B, Slovenia, meciurile fiind programate pe 25 iunie la Mislinia și pe 29 iunie în România, la Alexandria.